din cauza că a fost tăiat pe drept, nu s-a ținut cont că este un fir gros, brut, el vine, tinde să vină spre față. Și întotdeauna, ca să știți, când vedeți o tunsoare greșită sau vedeți anumite linii care nu ar trebui să existe, veniți pe linii verticale, te duce exact pe șuvița respectivă și venim cu dipul. Lucrați cu dinții deși întotdeauna. Deja a fost foarte scurt, dar în cadrul nu mai am acea grosime.